Eu nu simt o atracție fizică față de Andreea, nu văd decât ca pe o prietenă și ca pe o colegă în casă, dar zic, nu se știe niciodată, poate dacă m-aș fi axat de la bun început pe ea, nu se știe ce ar fi ieșit. Radu, în primul rând, tu nu știi ce înseamnă să fii posesiv. Nu te scoate acum, ai o atracție fizică față de Andreea. Hai, Radu, întoarce-te la somn. Pune capul pe pernă. Uite, acum reacționezi iar urât, iar... Păi nu, dar mă deranjez pentru că tu când te bagi, știi să te bagi numai de rău, numai de bine, nu știi să zici absolut nimic. Tu mai mult decât o prietenie în casa asta nu ești în stare să faci. Tu zici că noi facem cuplu acum de emisiune, da? Tu ce ai făcut cu Kinga? Ai stat și ai plâns aici o episoade, da, după aia... Tu mâine, dacă mă elimini pe mine din emisiune, eu îți garantez că eu afară o să mă văd cu ea și îți garantez că o să fie altfel.